toamnă și vară în același timp, cam așa arată harta României în ultimele zile din luna septembrie. Haideți să vedem ce se schimbă. Se vede clar că avem două anotimpuri, pare că vine vara în sudul și sud-estul țării, unde soarele are tot mai multă putere. În lunga Dunării se înregistrează peste 30 de grade, mult peste valorile specifice date din calendar. Norii însă să știți că nu vor să se risipească din zonele din jumătatea de vest. Spre seară o să plouă prin Maramureș, Crișana, local în Banat și prin Transilvania. Cantitățile de apă vor ajunge și la 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere, în principal la altitudini mari. Că tot discutam despre altitudini mari, la munte temperaturile sunt în creștere, însă nici norii să știți că nu se lasă. Spre seară o să plouă prin unele stațiuni și nu este exclus să cadă și grindină, iar la altitudini mari, așa cum spuneam, rafalele vor ajunge și la 80 de km pe oră. 9 grade se înregistrează în Ceahlău, 13 sunt la Păltiniș, iar la Sinaia avem 15 grade. Pe litoral nu e vreme de plajă, dar nu strică o plimbare pe faleză și în această zonă avem temperaturi peste cele care se înregistrează în mod normal la sfârșitul lunii septembrie. Prin stațiuni, termometrele ne indică 25-26 de grade, iar apa mării are undeva la 15, poate chiar 18 grade. În capitală, parcă vine vara, chiar dacă diminețile sunt în continuare destul de reci. La această oră avem 29 de grade în centrul orașului. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme. Eu sunt Ionuţ Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne revedem cu bine. Pe curând!